Una dintre cele mai importante schimbări pe care le aduce prima zi a lunii iulie este simplificarea procedurilor de acordare a indemnizației și concediului pentru creșterea copilului. Indemnizația minimă acordată părinților va crește de la 600 de lei la 1063 de lei, iar mamele care au optat pentru un singur an de concediu maternal pot depune cereri pentru prelungirea sau reluarea concediului de creștere a copilului. Tot de la 1 iulie, prețurile gazelor naturale livrate clienților casnici vor scădea în medie cu 3%, conform unei decizii a Comitetului de Reglementare al ANRE. Mai mici cu 2% vor fi și facturile de curent. Scăderea se datorează atât ieftinirii energiei electrice pe bursă, cât și scăderii tarifelor percepute de diferite companii și aprobate de stat. Nu sunt singurele vești bune. Tot începând de astăzi, asigurații din sistemul public de sănătate vor beneficia de mai multe servicii medicale și două formulare fiscale controversate se simplifică și vor face mai ușoară viața firmelor și a oamenilor de afaceri. O altă modificare se referă la faptul că Registrul Autoromân va elibera clienților noul model al cărții de identitate a vehiculului. Acesta va conține elemente noi, precum norma de poluare a mașinii. Cine are carte de identitate veche va merge cu această carte până când mașina va ieși din parc.